partid. Noi spunem în Domnul continuare, hai Fenechiu. să reală. Domnul Fenechiu, e da. Posibil să se retragă domnul Ciucă? Eu cred că nu. Deci, în primul rând, domnul Ciucă este desemnat de structura statutară a Partidului Național Liberal, candidat la președinție. Eu cred că domnul Ciucă nu poate să ia o decizie de genul ăsta fără să consulte forul statutar și nu cred că cel mare partid al dreptei ar putea să nu aibă candidat la prezidențiale doar datorită faptului că acei colegi ai noștri de la USR care, mă rog, nu o iubesc mult pe doamna Lasconi, o iubesc politic, evident, și-ar dori-o pe doamna Lasconi susținută de activul PNL. Este o falsă problemă că activul PNL nu-l susține pe domnul Ciucă. Domnul Ciucă, intrat în politică, direct din armată, indiscutabil, nu este un politician în adevăratul sens al cuvântului, însă eu cred că România, și nu doar eu, are nevoie de un președinte onest, loial României, care să aibă soluții, un președinte care nu trebuie să fie obligatoriu venit din clasa politică așa cum o cunoaștem noi. Toți cei care l-au cunoscut pe domnul Ciucă, și vă spun că a fost la mine aici în Bacău, a vorbit cu oameni simpli, a vorbit pe stradă, mi-au spus că impresia care le-a făcut-o domnul Ciucă este una extraordinară și că vor vota cu domnul Ciucă. Adică evoluțiile din ultimele zile, după emisiunile în care domnul Ciucă a vorbit despre domnia sa, a vorbit de valorile domniei sale, a vorbit de modul cum vede lucrurile, a spus că vrea să fie un președinte care să respecte Constituția, a spus că domnia sa nu este Iohannis și a spus o serie de lucruri relativ la cum vede mandatul domniei sale, a transformat foarte mulți oameni care pur și simplu nu erau interesați de domnul Ciucă în susținători ai domnului Ciucă. Pentru că mulți români înțeleg că un general la Cotroceni în această perioadă ar fi o soluție foarte bună, iar Ciucă, despre el pot spune orice, dar nu pot spune că e populist, nu pot spune că e mincinos, nu pot spune că face orice ca să obțină voturi. E un om principial și asta e foarte important. Asta nu înseamnă, eu niciodată n-am spus că doamna Lasconi nu poate să candideze sau că domnul Gianu nu poate să candideze. Dar când vezi pur și simplu că în sondaje ești mai jos decât domnul Ciucă, cred că este normal să te gândești ce e mai important. Să-ți verifici electoratul și să-ți crești partidul cu 2% sau să contribui la înfrângerea PSD-ului și a suveraniștilor lui Simion. Despre sondaje vorbind.